Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în parohia Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfântul Ierarh Asgar, luminătorul Nordului din Hamburg, Germania. În cuvântul de învățătură, ierarhul a amintit de viața Sfântului Asgar. Sunt emoționat și foarte bucuros că sunt din nou în mijlocul frăților voastre, pomenindu-i pe Sfinții Ierarhi Apostolei Nordului, care au odrăzlit în aceste ținuturi pe Ansgar, Rimbert și unii. Am înțeles că în viitorul apropiat veți primi și un fragment din moaștele acestora. Eu le simt ajutorul și ocrotirea în apostolatul pe care îl săvârșesc pe tărâmurile vikingilor luminate prima oară de acești mari luminători ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sfântul Ierarh Ansgar este cel care a deschis calea apostolească a luminării vikingilor de odinioară. Ansgar a plecat din aceste locuri înspre Danemarca de astăzi și acolo a înființat o misiune. I-a fost foarte greu, a eșuat în misiunea pe care a întemeiat-o, fiindcă vikingii i-au persecutat pe puținii creștini pe care i-a convertit Sfântul Ansgar și le-au ars toată agonisita și micul lor așezământ, iar Ansgar a fost nevoit să plece în părțile Suediei de astăzi și a ajuns pe insula Birka, numită astăzi Bjorko, din arhipelagul Stockholmului, de pe lacul Mälaren. Această insulă a fost locuită în vechime, astăzi nu mai este locuită. Și acolo Ansgar, cu sprijinul regelui de atunci Bjorn, a reușit să întemeieze o primă misiune creștină în acele locuri, pe această insulă, și a revenit apoi iarăși aici, în Germania, unde în anul 831 a fost irotonit episcop pentru Hamburg. Însă fragila și mica comunitate creștină a fost martirizată de fioroșii vikingi și au sosit veștile rele de acolo de departe. Însă Ansgar nu s-a descurajat, ci el însuși ca episcop a mers în misiune în acele locuri îndepărtate ale Scandinaviei. O zi deosebită de importantă și istorică totodată în parohia noastră, pentru că este pentru prima dată când Preasfințitul Părinte Macarie ne vizitează și ne binecuvintează prin prezența Sfinției sale în parohia noastră. A fost un moment deosebit. Foarte mulți credincioși au venit astăzi în parohia noastră, am săvârșit și slujba parastasului pentru cei adormiți întru Domnul. Mâine, Biserica Românească din orașul german Papenburg-Zogel va fi târnosită de înalt Preasfințitul Părinte Serafim, împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie și cu Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul.